Salutare la toată lumea, fraților, și astăzi vreau să-i dau un răspuns lui Denis Petcu, care de la storiile lui de povestea dragostei sau cum le zice, puterea curvelor, de la vlogurile lui care le face cu puterea curvelor și cu puterea dragostei, a ajuns să își dea el cu părerea despre sportivi internaționali. E un fel de Baba Vanga și, bă, ar trebui să te reții, mă. Bă, eu știu că tu, în sufletul tău, îți dorești și tu să ajungi la televizor, să fii și tu cineva. Vrei tu să te chemi și pe tine la puterea curvilor, vrei să te chemi și pe tine măruță, vrei să fii și tu o vedetă. Dar nu ai cu ce, mă. Nu ai cu ce. Nu te reprezintă nimic. În afară că bârfile care le faci tu în vlogurile tale despre unul, despre altul, de la puterea dragostei, și acum văd că te-ai băgat și peste sportivi internaționali, peste luptătorul nostru, peste Beni. Bă, din ce poziție vorbești tu despre un sportiv internațional? Băi, tu nici nu știi cum arată o sală de sport. Tu nici nu știi cum miroase un tatami. Tu nici nu știi ce înseamnă la ring, tu nici nu știi ce înseamnă la croșeu, tu nu știi ce înseamnă la uppercut, tu nu știi ce înseamnă la low kick. Dacă spingi un uppercut sau un low kick, te bagă direct la secția de ATI, te intubează, te trimite direct la reanimare. Îți dai tu cu poziție și îți arăți invidia și frustrarea din tine contra lui Benny. Vorbești despre Benny. Din ce poziție vorbești tu despre Benny? Ce sportiv ești tu? Eu văd lucrurile din afară. Păi tu ai făcut vreodată vreun sport în viața ta să-ți dai tu cu părerea din afară de ce a fost bun meciul ăla sau nu? Tu știi ce înseamnă un meci într-un ring? Ai mers vreodată în viața ta să urci într-un ring? Nu! Și atunci din ce poziție te pui tu? Eu pot să-mi dau cu părerea. Cum să-ți dai tu, mă, cu părerea? Vorbești de Bad Hari. Păi tu ești prost, păi tu te la cariera lui Bad Hari să vezi ce somnuri au luat în cariera lui. Ce somnuri au luat în cariera lui. Și tu îți permiți să vii să vorbești de niște sportivi internaționali, tu care toată ziua vorbești de puterea curvelor sau cum zice puterea dragostei acolo, te-ai mutat acum la sportivi internaționali. Se ciudă ție că ăla se duce pe la măruță? Păi dar tu ai categoria lui, te ridici la nivelul lui. Benny e susținut de milioane de români din meciurile care le face. O dus steagul României peste tot. Ne-am mândrit cu el și ne mândrim cu el în continuare. Și tu îți permiți nimeni în drum care vorbești de puterea curvelor și ieși și bârfești pătăți pe rând pe internet să vorbești de cine, mă? De sportiv internațional, mă, care tu n-ajungi la ei nici la degetul mii, mă. Tu nici nu știi ce înseamnă sportul, mă. Ți-ai mai luat, mi-ai chemat și la interval și pe Iancu ăla care s-a bătut cu, nu știu, cu băiatul ăla în gala aia de MMA. Cine pula mea ești tu, mă? Bă, vrei să te bați? Vină cu om, că-ți dau eu valoare. Vii aici, te bag în cușcă aici cu mine, că am și eu 33.000 de abonați, este cine să se uite dacă îți trebuie valoare. Vină cu om, că-ți dau niște pun dacă nu te arunc 3 metri în aer. Și tu vorbești de Benny, mă? De sportivi internaționali. Când vreodată în viața ta o să atingi tu scările de la ringul, de la Glory, mă? Să lupți în Glory. Neam din neamul tău n-o să aibă șansa să nici măcar să facă parte la un spectacol de stat. N-ai bani de un bilet ca să stai lângă ring acolo. Și tu vorbești de Benny, îl înjosești pe Benny. Tu care n-ai nicio valoare, care ești pe o rețea ca YouTube, pe un canal ca YouTube, și bârfești într-una pe unul și pe altul, că vrei și tu la puterea dragostei, vrei și tu la măruță, vrei să fii și tu vedete. Dar cu ce? Ce te reprezintă pe tine ca să te duci, să te întrebi și pe tine oamenii? Bă, ce-ai făcut tu la viața ta în afară să bârfești pe unul și pe altul? Care e valoarea ta? Ce te reprezintă pe tine? Pe ăsta reprezintă că e un sportiv internațional. O munci foarte mult, băi, bulangiule, ca să ajungă acolo. Tu ce-ai făcut în afară de bârfit? Ești și tu băiat, ai și tu canal de YouTube, îți dai tu cu părerea, tu ești un fel de Baba Vanga, eu am știut că pierde meciul, că el nu-i pun de nimic, că eu v-am demonstrat. Ce știi tu, mă? Tu ești un rapper
o rapă în care latri într-una de unul și de altul și ești frustrat că nu te cheamă nicio televiziune într-un spectacol de la să ajungi și tu cineva, că vrei și tu să fii vedet. Bă, dar ca să fii vedet, trebuie să te reprezinte ceva și tu nu te reprezinte nimic, nici nu zici că ești vreun băiat frumos. Că zici că seamăn cu bebelușul ăla din familia Adams. Să moară cea mai scump, dacă nu, ăla zici că seamăn. Zici că ești bebelușul ăla din familia Adams. Și vorbești de sportiv internațional ca Benny. Păi dacă îți dă la un low kick în cap, sau doamne fer vreun pumn, dacă nu te bagă direct la reanimare, te bagă. La reanimare te bagă, trebuie să te intubeze, ești nebun. Îți dă un pumn de zbor în aer 3 metri. Te simți ca astronauții când au fost pe Marte. Cum dracu tu să te ridici la valoarea lor? Cum tu să fii invidios că de ce l-o chema pe el la măruță? Păi ăsta e sportiv internațional, mă. Arată-mi tu ce ai făcut tu în viața ta. Ce te reprezintă pe tine? Și atunci o să ai și tu dreptul să te duci la televiziune, să te chemi la unele emisiuni. Ăsta e un sportiv internațional, profesionist, are o familie. Tu ce ai, mă? Tu ce ai, mă? Are un nume. A apărut pe toate canalele de sport să vorbești și despre el. Tu cine ești, mă? Reprezintă România, aduce steagul României peste tot în luptele lui. Milioane și milioane de spectatori se uită la el, dă autografe. Și în același timp, ca să ajungi acolo unde a ajuns Benny, tu nu poți să-ți dai seama câtă muncă grea să faci. Tu nu știi ce înseamnă să iei un KO. Tu crezi că s-a bătut cu ceva sportivă și a luat din boscheț, l-a adus și l-a pus în ring și l-a dat somn la Benny. Tu crezi că sportivul ăla cu care s-a bătut, ăla nu are categoria, tu crezi că ajunge și oricine în glorie. Să bate oricine în glorie. Să bate cei mai buni oameni din pe pământ, sunt aleși. Sunt aleși ca să fie duși acolo să lupte în glorie, ca să aducă spectacol. Dar tu de unde să știi, mă? Că tu ești un stil de Baba Vanga, tu îți dai cu părerea despre toată lumea. Trebuie să rămâi la puterea dragostei. Trebuie să rămâi la puterea dragostei. Vrei să te bați? Vino un coac că-ți plătiți cu biletul. Să vezi că ce bătaie îți fu dacă nu te aruncă așa peste cușca asta. Te arunc direct în cap. Te trimit direct de aici la interne. Îți permiți tu să vorbești despre sportiv internațional, profesionist, să-ți dai tu cu părerea. Păi tu știi cât te bate unul de ăla? Nici n-a pus să pui piciorul în când ți-o dat un low kick în cap și sar direct 10 metri în aer, te duce aia direct la reanimare. Dar dă cu părerea că eu văd din afară, ce pula mea vezi tu, mă, din afară? Ce știi tu, bă, despre sală, despre sport, despre tatami? Chema tu la interval pe Iancu. Păi dă Iancu acolo un pumn să moară familia dacă nu din mâna aia de cioban, dacă nu te parchează pe veci în cimitir la Belu. Tu nu vezi ce față de bebeluși din familia Adams ai, nebunule? Cauți atenție, tot timpul te legi de nume mari ca să pui pe YouTube acolo nume de alea mari ca să văd lumea că ești... Cauți și tu, vrei și tu, vrei scandal, vrei atenție, vrei să te cheme la ceva televiziune. Bă, du-te, fute-te undeva în cur, filmează-te, pune pe unul să te filmează, să vezi cum ajungi vedetă, la bagiule. Îți permiți tu să vorbești de profesioniști, de sportiv internațional, să-ți dai tu cu părerea. Păi cine ești tu, mă, gargară cu apă și cu sare? Cine ești, mă? Vorbești tu de Benny, mă. E și tu ceva șmecher, frate. Erai și tu ceva zmar doi. Nu-și permite băieți șmecher să vorbească despre el. Și-ți permiți tu. Tu, nimeni în drum care ai venit de la... prostia dragostei, ai trecut acum să iei sportivii profesioniști. Sau vrei să îți trimite un sportiv pe acolo, pe unde stai tu din prin zonă, să iau contact cu el, să mergi să faci cu el, să vezi cum stă treaba. Și vezi că nu e profesionist. Și e european, național, dacă nu-ți fute o bătaie, dacă nu te bagă direct în gips. Bă, termină-te, bă, agariciule. Nu mai vorbi de sportivi. Reține-te, rămâi acolo la puterea dragostei, la ce te uiți acolo, la puterea curvelor. Rămâi, mă, acolo, nu te lega de oameni grei, mă. Bă, nu te lega de sportivi care toată viața lor au muncit, au stat în sală, au transpirat și s-au chinuit să ajungă acolo prin zeci de ani de muncă, prin transpirație și sacrificiu. Vii tu
nimeni în drum, bebelușul, familia Adams, să-ți dai tu cu părerea despre Beni. Că eu sunt un vreo Baba Vanga și am văzut că îl ia și îl bate și că îl face că e de somn. Că v-am zis eu, că cine-i Beni, că s-o dus la măruță, că... Bă, tu ești prost, mă. Ai mâncat străcată tă viața. Tu nu vezi că-ți miroase gura căcat de fiecare dată când deschizi camera aia, te plângi într-una, vrei la televizor? Ia, purcă-te pe bloc, cheamă televiziune, îmi spune că te sinucis, că te ești de prost. Vrei să te bați? Vino cu oricât, îți dau eu valoare. Vino aici la mine, în Belgia, că îți plătesc eu la Bruxelles, îți plătesc biletul. Te bag în ring, să vezi ce bătaie spui, dacă nu-ți mai trebuie toată viața ta să vorbești despre sportivi. Băi, băi, pulă, păi noi ne sacrificăm, muncim zeci de ani de zile să rămânem în starea sportivă bună și să fim buni. Și tu îți permiți, băi, bulangiule, să vorbești așa despre sportivi. Ți-am zis, dacă nu ai bani sau ăsta spune că îți cumpăr eu bilet, sau dacă vrei, îți trimit de acolo, de la tine, din zonă, îți trimit un sportiv. Că am relații pe toată România. Îți trimit un sportiv să vină să te caute, să te ducă la sală, să-ți arate cum stă treaba în ring. Că văd că tu ești profesionist, tu n-ai văzut, tu știi că stânga, că dreapta, că... Păi, pui, că te rezolvăm. Te rezolvăm. Dacă tu ești așa șmecher. Băi, copii, băi, băi, trebuie să rămâi tu acolo la puterea curvelor, să vorbești despre ele și să nu vorbești despre sportiv. Ai făcut cea mai mare prostie. Cea mai mare prostie din viața ta ai făcut-o. Să vorbești despre Beni. Un om cu suflet mare, care a muncit atât de mult în viața lui, ca să ajungă unde a ajuns în momentul ăsta, să fie un profesionist, un sportiv recunoscut internațional, care a reprezentat și reprezintă țara, România, tu n-ai reprezentat nimic decât WC-urile publice de la tine din oraș. Și te chinui tu pe acolo să tot latri la tine pe canalul ăla, cumva să te bagi și pe tine în seamă ceva televiziune, să te cheme și pe tine la puterea curvelor sau la ceva emisiune, să latri și tu pe acolo. Te-ai dreacului din gură. Ți-am zis, dacă îți trebuie bătaie, spune că îți trimit acolo un sportiv de la tine, din oraș, și să-ți arăte cum stă treaba. Te duci cu el la sală și te bagă în ring și apoi să vezi ce înseamnă să fii sportiv de arte marțiale. Dar până atunci, gura mică, nu-ți mai dai tu cu părerea. Dacă vrei să dai părerea de puterea curvelor sau ce vrei tu cu altceva, dar nu de sportiv. Nu te băga în zona sportului. Lasă sportivii să vorbească despre așa ceva, care știe cu ce să mănâncă. Tu nu știi cu ce să mănâncă. Tu n-ai treaba aici. Tu du-te la puterea curvelor acolo. Nu-ți place ție să bârfezi, să invidiezi? Vrei și tu să fii vedet. Vrei fi vedetă știu unde, la WC-urile publice. Până într-o zi ce pune mâna pe tine cineva și îți rupe și mustața aia de copil de familie Adams. Păi, pară, familia mea, te-ai găsit tu. Te-ai găsit chiar tu. Nu ai ieșit sportiv șmecher să vorbească despre meciul lui și vii tu, mă, te-ai găsit tu, mă. Sunt atâția sportivi șmecheri care poate să-și dea cu părerea despre meciul ăsta și ai venit tu, mă. Bă, dar ce știi tu despre sport, mă? Ce știi tu despre cheo? Ce știi tu despre profesionalism în sport? Ca să-ți dai cu părerea. Tu ești un tip de Baba Vanga, ți-am zis. Baba Vanga. Vezi-ți, bă, de treaba ta, bă, dacă sportivi mari nu-și permit. Pentru că sportiv adevărat știe ce înseamnă să iei un cheo, să te bați într-un meci profesionist cu alt profesionist. Care la orice moment poate să-ți oferă o surpriză, să apară o surpriză. Vii tu, am știut eu că, ce te uit tu, mă, cârnatule? Nu vezi ce față ai de copil din familia Adams? Deci că ești copilul ăla din familia Adams, să moară fă cu mustața aia. Te bagi tu să dai valoare, să vorbești, ai valoare de veciu public. Uite-te bine ce ți-am spus aici în ăsta. În vlogul ăsta, te mai băga în seamă, lăchete, vezi-ți de puterea curvelor și rămâi acolo, te mai lega de sportivi,
Vezi de treaba ta. Vezi de treaba ta că poți te împiedici într-o zi și cazi cu capul într-o bordură. Nebunule. Stai cu minte. Am pupat, vă salut pe toți.